Pentru câteva zeci de minute, elevii de la Școala Generală din Coltău nu au luat lecții de istorie, geografie sau matematică, ci una de cunoaștere a muniției, care poate fi întâlnită în poligoanele de instrucție. Cei care au predat informațiile generației tinere au fost ofițerii de la Batalionul 612 Artilerie Maramureș, aceștia chiar aducând cu ei câteva exemplare. Acest fragment de muniție, dacă se declanșează și nu sunteți acoperiți, la 300 de metri puteți avea mari probleme, ca și noi dacă. Acțiunea este parte a unei campanii demarate de Ministerul Apărării Naționale și care vizează conștientizarea în rândul populației a pericolelor la care se pot expune în poligoanele de instrucție sau în apropierea acestora. Pericol, muniție neexplodată, nu atingeți. Repet, nu atingeți niciun element de muniție pe care îl vedeți. Nu punem mâna, nu îl lovim, nu îl mutăm. Școala din Coltău nu a fost aleasă întâmplător. În apropierea acesteia se află poligonul de la Rieșu de Pădure, pe care structurile din Baia Mare ale MAPN și MAI îl folosesc din când în când.